Cei 16 baschetbaliști gorjeni care vor pune umărul la îndeplinirea obiectivului în noul sezon au fost prezentați sâmbătă în sala sporturilor în fața fanilor gorjeni. Noul antrenor al energiei, doamnelor și domnilor, din Cipriul, Antonis Costadini! Noul principal de pe banca tehnică are 40 de ani și are un palmares interesant. 3 campionate câștigate în Cipru, o cupa Ciprului, dar și o supercupă, iar la Târgu Jiu își dorește performanță. Noul antrenor cipriot, Antonis Constantinides, cu care a lucrat în Cipru, dar și oportunitatea de a evolua într-o competiție europeană, a fost un alt motiv care l-a determinat pe trup să evolueze și în sezonul viitor în tricoul energiei. Americanul Porter Trupp este și unul dintre cei 2 capitani ai echipei pentru sezonul viitor. Antrenorul Energiei a decis ca americanii Porter Trupp și Jordan Watson să fie cei 2 capitani ai Energiei. Alt veteran al Energiei, regele Slam Dunk-ului din România, așa cum este numit americanul Louis Darby, va lupta și el pe scenele europene în maiul Energiei. Din lotul din sezonul trecut au mai rămas la Târgu Jiu pivotul Nemanja Milošević, Talcar Peles, Vasile Ștefan, Daniel Tudosă, Cătălin Vlaicu, Actaș Barâș și Răzvan Bratoloveanu. Noi veniți sub bagheta lui Constantinides sunt pivotul Tony Woods, adus din Grecia, cehul Michel Kremen, Marian Mina, dar și cei 3 jucători de perspectivă, Silviu Sanda, Adrian Vlad și Alexandru Berca. În noul sezon, Energia Târgu Jiu va lupta pe 3 fronturi, Eurochallenge, Liga Națională de Basket Masculin, dar și Cupa României. Obiectivul baschetbaliștilor gorjeni pentru noul sezon este calificarea în primele 6 echipe. Debutul oficial al echipei va fi pe 24 septembrie în Supercupa României, când gorjenii vor întâlni campioana ASESOF Ploiești.